mutați într-o locuință nouă, este foarte important să vă faceți planuri cum să transportați plantele de interior într-o manieră care le va ține în viață și sănătoase. Spre bucuria tuturor, există anumite tipuri de plante care se acomodează ușor la aceste schimbări. Una din plantele cele mai nepretențioase și în topul plantelor care se acomodează, cred că la orice condiție, este zamioculcusul. De ce este bun când vine vorba de rent friendly? Este, se acomodează și se simte bine atât în spațiile umbrite, atât și spațiile luminoase. Deci nu mereu ai posibilitatea să te muți la un apartament super luminos cu ferestre panoramice, dar zamioculcusul chiar nu super dacă o să fie în spațiu un pic mai umbrit. Originară din Africa tropicală și cunoscută popular ca limba soacrei, este una dintre cele mai nepretențioase plante. Din aceeași categorie face parte și sansevieria, pentru că este rezistentă și în spațiile umbrite. Mai avem și plantele aeriene, care nu au rădăcină și au nevoie doar un pic de apă o dată pe săptămână și poate stai și în butelii sau fără butelii. Din categoria prietenilor verzi care le priesc mutarea la o casă nouă, fac parte și plantele agățătoare. Este vorba și de plantele cățărătoare, de exemplu, cindapsusul. Cindapsusul este o alegere perfectă când te muți într-adevăr într-un spațiu mai nu atât de voluminos și poate fi pus sau pe raft. Planta poate fi suspendată și respectiv să nu apară întrebări că nu am unde pune planta. De fapt, este și noi plantele astea putem să le îndrumăm, să fie sau cățărătoare sau să le punem iarăși pe frigider. Deci metode de unde să pui planta cindapsusul este foarte mare. Cred că sunt în top 3 plante sau 4 plante care noi recomandăm, că ele sunt și ușor de schimbat și nu se stresează când își schimbă locul sau spațiu. După ce ați mutat plantele în noua locație, observați creșterea lor și bucurați-vă de frumusețea verde ce vă înconjoară.